În această lecție vom învăța cum să definim magazinele dintr-o rețea de magazine. Pentru aceasta este nevoie ca în aplicația Smart Cash Shop din centrala de magazine să intrăm în meniul Program, Lista magazin. Aici va trebui să începem prin adăugarea în primul rând a centralei de magazine, a locației unde se gestionează nomenclatoarele. Numărul va fi generat automat de către program și este unic pentru fiecare magazin în parte. De asemenea, acest număr va fi folosit și la configurarea locală a magazinului ce urmează a fi deschis. Eu o să completez aici câteva informații fictive. Bineînțeles, este necesar să completați toate câmpurile solicitate în acest formular. Și o să specific aici centrala, o să pun în paranteze pătrate și numărul acesteia pentru a fi foarte ușor de identificat în momentul în care va trebui ca un magazin să facă operații către această locație. Bun. Codul fiscal evident că va fi același pe care l-ați folosit la datele de configurare ale societății. Bun. Va trebui să introduceți, evident, contul și banca. Sunt informații necesare deoarece vor apărea pe facturile emise de către fiecare magazin în parte, astfel încât aceste date trebuie introduse complet, după care veți da OK. Pentru a adăuga următorul magazin, bineînțeles, putem să mergem pe opțiunea de adaugă sau putem să mergem pe opțiunea de duplică. Practic, folosind opțiunea de duplică, ni se va copia absolut toate informațiile introduse anterior, doar că se va aloca următorul număr ce urmează în lista de magazine, noi trebuie să edităm numele magazinului și o să scriem test SRL, magazin Orhidea, în exemplu de față. Avem numărul 2, îl punem în paranteze și bineînțeles va trebui să modificăm și adresa. Bun. După ce am făcut aceste modificări, putem să mergem mai departe, fie prin funcția adaugă. Observați că este generat automat următorul număr și completând toate aceste câmpuri, fie prin opțiunea de duplică, funcție prin care mi se preiau toate informațiile de la magazinul pe care am selecția în momentul în care am dat duplică, doar că îmi generează următorul număr, urmând că eu să editez numele și, bineînțeles, adresa magazinului. Haideți să mai facem acest lucru și acum. Definim magazinul numărul 3, de exemplu, Unirii, care se află situat în piața Unirii, numărul 1, 7, etaj 2, stand de 10. Și la fel va trebui să procedați pentru fiecare magazin în parte, după care veți confirma cu OK. În momentul în care am definit lista de magazine, pentru ca aceasta să se actualizeze în întreaga rețea și să pot să-mi actualizez nomenclatoarele de produse, este necesar să intru în meniul Net Center, generare și transmitere versiune nouă, catalog magazine.